Bună ziua, Nadina! Bun găsit tuturor! După ce bugetul societății de transport public București a fost tăiat cu peste 300 de milioane de lei, conducerea a luat această decizie de a veni cu modificări importante legate de tarifare. Ei bine, dacă până acum plăteam 1,30 lei pe călătorie sau pe ora de călătorie, în doar câteva luni bucureștenii care folosesc transportul în comun ar putea plăti 3 lei pe ora de călătorie, timp în care aceștia vor putea trece de la autobuz, la troleibuz, la tramvai în același preț. Totodată, societatea de transport în comun susține că va crește și prețul pe abonamentul anual. Dacă vom face abonament anual pentru transportul de suprafață, vom trebui să scoatem din buzunar aproximativ 500 de lei în această sumă. Cei care folosesc transportul în comun zilnic vor fi favorizați cumva, pentru că dacă stăm să împărțim această sumă la numărul de zile lucrătoare, aceștia s-ar întoarce din nou la același preț de 1,30 lei. Totodată, în baza acestui abonament ar putea fi favorizați și cei care locuiesc în afara capitalei și folosesc liniile de transport extern. Aceștia ar putea primi în baza abonamentului făcut gratuitate în nodurile intermodale construite la intrarea în oraș, astfel încât să renunțe la mașină și să migreze către transportul public. Luând în considerare ceea ce se întâmplă în Europa, luând în considerare tarifele existente în momentul de față în municipiile reședință de județ, consider că un tarif pentru utilizarea transportului public în decurs de o oră, un tarif de circa 3 lei, și aici e discutabil, ar fi unul corect. De asemenea, pentru abonamentul anual, ar fi corect un preț de maxim 500 de lei. Așa am favorizat și am atrage de partea noastră călătorii fideli.